Ultima zi din lună. Ultima zi din lună este ultima, cea mai fericită zi ultima, din viața mea. Ultima zi din trimestru. Da, este cea mai fericită zi din viața mea. Și este cea mai fericită zi din viața lui? Din viața mea. Și dacă o să continui așa, eu o să îmbătrânesc înainte de vreme, chiar dacă acum sunt foarte bătrân. Dar de ce sunteți așa fericit, domnul? Sunt fericit pentru că mai am de făcut la CRM până diseară la 12 noaptea și o să fac și acasă. Puteți să ne explicați ce e la CRM? CRM este un sistem în care eu ar trebui să lucrez zilnic și lucrez foarte, foarte rar. Adică în ultima zi. Și îmi fac mea culpa și rămân înregistrat. Asta s-a întâmplat până acum. Da, da. De acum încolo nu. Dar de acum încolo ce facem? Ia zi, de la 1 iulie ce facem? De la 1 iulie luăm comenzi. Zi aici tare la sticlă luăm să se audă. Comenzi, comenzi. Nu, nu, zi legat de asta. Legat de CRM o să încercăm să-l ținem mai din scurt. Dar e doar mai o cercare. Din scurt? Nu prea e sigur gestul ăsta, așa mai din scurt nu prea. Bună ziua! Bună! Ce faceți? Muncim. Ce vindeți? Roți. De care? Iarnă. Păi suntem 37 de grade afară. Nu-i nimic, ne facem stocul, să fim pregătiți. Pentru că oamenii gospodari? Exact. Bună ziua. Bună, Ștefan. Ce faci? Tu de ce plângi? Nu plâng, m-ai surprins. Analizez o mașină aici. Mașina cui? Nu zic. Nu zic modelul 430i X-Drive pe care am discutat și dimineața. Am primit o nouă solicitare și acum lucrez o configurație să fie client. Și CRM-ul a terminat? Aproape. Da. Ia auzi, Doamne, CRM-ul a terminat. Nu-i mai spune că trebuie să fac. Cine lucrează în timp? Cioc-cioc. Salut. Salut. Deci, ce faci? Eu sunt un... Ce crezi că fac? Ce lucrezi? Ce faci că zici? Fac că zic CRM. CRM? Ma. Ai, ai, ai. Deci fetele au fost mai harnice. Da. Că de obicei. A fost. 3. Încercăm să recuperăm. Da, timpul. Salutări colegilor care sunt în concediu. Salutări lui... Lui Cătălin. Nico? Da. Îi transmit ceva Danielei? Bine ai revenit, Daniela. Daniela. Da. Welcome back și mulțumesc încă o dată. Corina, dragă de ea. Corina, te pupăm. Mie mi-e dor de tine tare, tare. Ai grijă de Brisu și te așteptăm cu drag.